pentru a discuta în detaliu modul cum v-ați gândit să vă organizați pentru a implementa aceste măsuri, o să vă propun să ne întâlnim cel puțin la ministerele care au măsuri prevăzute în programul de guvernare. O să ne întâlnim în zilele următoare, în următoarele 2-3 săptămâni, o să mă organizez în așa fel încât să vin la dumneavoastră la ministere pentru a discuta împreună cu dumneavoastră și cu conducerea ministerelor modul în care v-ați propus să vă organizați pentru aplicarea, implementarea acestor măsuri. Pentru că o să le urmărim împreună executarea, implementarea lor, atât pe partea tehnică, să spun, cât și pe partea bugetară. Așa cum v-am spus, am cerut Ministerului de Finanțe să facă lunar o evaluare a execuției bugetare și știți că e o parte din execuția bugetară care e legată și de măsurile prioritare pe care le-ați prevăzut. Deci o să încep de mâine. Mâine am prevăzut să merg la Ministerul Agriculturii și la Ministerul Energiei și o să continuăm și săptămâna viitoare cu, am stabilit deja pentru circa 12 ministere la care cred eu până în, la mijlocul lui februarie o să pot să vin la dumneavoastră ca să discutăm lucrurile acestea.